Bună ziua și bine v-am găsit din nou la Interviul pe Față, o nouă ediție. Ne vedem pe ora.sibiu.ro, pe pagina noastră de Facebook, unde avem 70.000 de fani și vă mulțumim pentru acest lucru. Și în rețeaua Alfa Media TV, unde interviurile sunt preluate înregistrat și puteți să le urmăriți și acolo. Astăzi suntem la sediul Consiliului Județean, e o premieră pentru noi. Facem pentru prima dată un interviu în direct cu șeful unei instituții, poate cea mai importantă instituție din județul Sibiu. O să stă de vorbă cu doamna președinte Daniela Cumpean. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră și totodată felicitări că aveți atât de mulți fani. Înseamnă că au ce să vorbească. Da. Încă o dovadă că presa online este probabil într-o expansiune foarte mare și reprezintă viitorul pentru acest segment. Suntem la interviu pe față și vom purta o discuție deschisă și în direct cu doamna președinte. Au trecut mai bine de 4 luni de când ați preluat funcția pentru instituția, mă repet, cea mai importantă din județul Sibiu. Cum au fost aceste prime 4 luni? Da, au trecut 4 luni, dar mai spuneam într-o emisiune că mi se pare că de o veșnicie suntem aici, pentru că de când am preluat această funcție, am intrat așa în activitate în mod serios. A însemnat multă muncă, dar cu satisfacție, spun eu, și suntem pregătiți să mergem mai departe, să o ducem mai departe. Ce ați găsit în Consiliul Județean? Care era atmosfera? Da. Acum, ce am găsit în Consiliul Județean? Am găsit oameni dispuși să facă echipă, oameni care vor să muncească și să se implice, oameni mai puțin implicați în ceea ce ține activitatea Consiliului Județean și provocarea este de a-i aduce și pe aceștia în echipa Consiliului Județean pentru ca împreună să venim cu rezultate cât mai bune în folosul oamenilor care ne-au ales aici și până la urmă ne plătesc salariile. Parte dintre ei speriați, ca să spun așa, pentru că veștile pe care le primiseră erau că o să vină un zbir la Consiliul Județean care n-aș putea chiar să-mi exprim atât de plastic precum s-a exprimat cei care îi atenționau că vine doamna Câmpian și taie și spânzură. Cred că au avut surpriza și sper plăcută să întâlnească în mine un om care să vrea să facă echipă cu dumnealor, care trage alături de ei, pentru ca imaginea Consiliului Județean să fie din ce în ce mai bună și ca serviciile pe care Consiliul Județean le prestează cetățenilor să fie din ce în ce mai bune. Știu că am mai stat de vorbă în conferințele presă pe care le-ați avut și atunci ne-ați transmis că ați găsit departamente în care lucrurile nu erau tocmai în regulă și lipsă de personal de specialitate. Ați reușit să... Este adevărat. Inițial venisem în Consiliu cu ideea că a doua zi, în următoarea lună o să propunem în Consiliul Județean o nouă organigramă pentru a reorganiza activitatea acestei instituții. A fost, însă am constatat pe parcurs că este necesar să stăm un pic, să aprofundăm, să analizăm activitatea fiecăruia dintre angajații din Consiliu, pentru că sunt oameni care, da, nu au pregătirea de specialitate, foarte mulți, care nu au pregătire de specialitate pe postul pe care au fost angajați în ultimii ani, dar sunt oameni care vor să facă și vor să se perfecționeze. Și atunci, părerea mea este că într-o echipă, prima dată încerci să-i aduci, să-i instruiești, să îi înveți, să ți apropii și dacă sunt dispuși să facă pentru început o muncă în plus ca să se alinieze echipei, merită încercarea. Am avut surpriză plăcută din acest punct de vedere. Mai sunt situații ca peste tot în care lucrurile nu merg, însă sper că cât de curând vom intra și cu acea nouă organigramă în care fiecare să fie poziționat pe locul pe care dă cel mai mare
dame, ca să spun așa. Din păcate, imaginea Consiliului Județean a avut de suferit anul acesta datorită percheziților, ca să le spunem așa, făcute de către DNA. V-au afectat în activitatea pe care o desfășoară Consiliul Județean și în ce stadiu? Da, din păcate, ca sibian, așa sincer sufăr că despre Consiliul Județean Sibiu a ajuns să se vorbească în media nu numai locală și națională, ca despre un Consiliu Județean Sibiu în care activitatea s-a desfășurat în afara normelor legale. Dacă m-a afectat sau nu acest fapt, ca și președinte de Consiliu, în activitatea pe care am desfășurat-o, pot să vă spun că da. Pentru că sunt persoane care au intrat în acest dosar și fac obiectul cercetărilor penale în dosarul despre care discutați, persoane care, din punct de vedere psihic, nu mai rezistă, în primul rând, presiunii de a se afla între pereții clădirii în care au avut, să zic așa, au ajuns să intre în această situație. Și sunt persoane care, din cauza aceasta, au și plecat din Consiliul Județean, mi-au spus efectiv, doamna Câmpian, simt că pot să fac echipă și aș putea să lucrez cu un om ca dumneavoastră. Îmi pare rău de colegii pe care îi las în urmă, pentru că sunt o echipă, s-au legat prietenii, s-au sudat prietenii și extra serviciu, însă nu mai pot să fiu aici să îmi amintesc tot timpul ce s-a întâmplat și ce... Vorbim de multe persoane? Nu multe persoane. Două, trei, dar persoane pe activitatea cărora, pe munca cărora... V-ați surprins ceea ce s-a întâmplat? Sau vă așteptați la... Acum știți că dacă nu faci fum, nu iese fum. Este vorba românească. Semnale aveam dinainte să ajung în această funcție. Toată lumea se întreba când va ajunge efectiv să se întâmple o anchetă de acest gen. Din ce am constatat aici, au fost lucruri neconforme legii, într-adevăr. Eu nu-mi doresc decât ca lucrurile să reintre normal. Tot ce pot să fac este să facem, să asigurăm niște reglementări și niște proceduri interne pe care dacă le urmăm și să vrem să nu putem intra în păcat, ca să spun așa, instituim proceduri pe care căutăm să le respectăm cu toții și să ajungem acolo încât să nu putem să greșim. Nici cu voie, nici fără voie. E o anchetă în desfășurare, ne gândim că la un moment dat o să apară și concluziile. Vă așteptați să mai apară lucruri nu sau cam astea sunt? Cercetările sunt în derulare. Acum nu știm ce va apărea, ce nu. Dar nu aș vrea să rămânem în acest respectul, pentru că la Consiliul de Seasă se întâmplă și lucruri. Asta vreau să vă întreb, da. 4 luni de zile. Ce ați reușit să faceți în astea 4 luni de zile și ce urmează? Da. Așa cum în campania electorală mi-am asumat niște proiecte pe care de la momentul la care am pășit în acest birou am căutat să încep să le pun pe note, ca să spun așa. Cel mai important proiect pe care l-aveam și cu care am venit în fața sibienilor a fost un ospital clinic județean de urgență. Atât de mult discutat cu proiect? Da, am văzut că se pregătesc oameni care se meargă în Parlament să facă acest spital. Eu vă spun că acest spital nu se va face din Parlament, se va face de la Consiliul Județean Sibiu, în colaborare cu Primăria Sibiu. Acesta a fost un punct foarte important, că împreună cu doamna primar mi-am asumat ca să și-a găsit de acord că Sibiu are nevoie de un spital județean nou și am căzut de acord să facem demersurile împreună ca acest vis, ca să zic așa, al Sibienilor să devină realitate. Am făcut demersuri. Un spital județean nou sau de un spital regional? Pentru că timpul s-a discutat aici.
Eu nu știu de unde au apărut aceste discuții legate de spitalul regional. Niciodată în discursul meu public nu am pomenit de un spital regional. Sunt reglementate la nivel național 7 spitale regionale, unde vor fi, ce finanțări vor primi. Nu suntem între cele 7 spitale și atunci trebuie să ne descurcăm pe cont propriu. Vorbim despre un spital județean. Este adevărat că și de acum încolo, ca și până acum, vor apela la serviciile noastre și cei din județele învecinate, că s-a făcut o practică în sensul ăsta și ne bucurăm că am încredere în serviciile pe care le acordă spitalul județean. Ce șanse avem să avem un spital județean nou în următorii ani? Șansele, la cum se mișcă lucrurile la acest moment, eu zic că șansele cresc de la o zi la alta. Și vreau să vă anunț că mâine vom avea o ședință extraordinară a Consiliului Județean Sibiu, în care vom aproba, sper că toți consilierii din toate partidele politice înțeleg necesitatea acestui proiect, vom solicita guvernului trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului, unui imobil teren, în proprietatea publică a județului. S-a vehiculat o bună parte de vreme locația, inclusiv eu am discutat despre locația de pe Calea Poplăcii, locație care urma să fie stabilită în urma unui schimb de teren între Primăria Sibiu și Armata, însă lucrurile între timp s-a modificat, care să spun așa, pentru că am identificat o soluție care este mult mai bună, analizată. Am găsit un alt teren, da. Este vorba despre un teren, proprietatea statului român și aflat în administrarea ADS, un teren de 20 de hectare pe calea Șurinici, la ieșire din Sibiu înspre Calea Șurinici, drumul hoților, cunoscut, da. Acolo intenționăm să punem în aplicare proiectul acestui spital nou, județean. Practic gândim mai mult decât atât, gândim ca toate spitalele să fie în timp relocate. Acum vorbim despre lucruri care se vor întâmpla pe o perioadă foarte îndelungată de timp. Dar primul pas este relocarea în acel loc a Spitalului Județean Sibiu. Nu am putut promova acest proiect de hotărâre deocamdată pentru că nu aveam avizul ADS. Însă, la acest moment, avem avizul ADS de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al județului, astfel încât la acest moment, adică mâine, vom vota trecerea în domeniul județului, domeniul public al județului, după care vom face demersurile pentru obținerea avizelor necesare de la ministere și promovarea hotărârii de guvern. Va fi o investiție comună Consiliul Județean și Primăria Sibiu sau cum ați gândit acest lucru? Va fi o investiție comună a Consiliului Județean cu Primăria Sibiu. Este o investiție importantă. Fondurile pe care le punem în comun vor asigura derularea acestui proiect în bună stare, ca să spun așa. Cât de mare va fi acest spital? Cu siguranță niște deja secțiile care sunt acum în spitalul județean vor fi transmitate în noul spital. Nu se va pierde nimic. Este practic o clădire nouă, o casă nouă pentru Spitalul Clinic Județean. Deci cea mai mare problemă pentru că asta a fost, se rezolvă mâine? Problema terenului a fost cea mai mare problemă. Știți că au mai existat intenții în acest sens, au fost tot felul de piedici, dintr-o parte sau alta, n-are rost, mie îmi place să vorbesc despre trecut, eu privesc în viitor. Important este că principala chestiune legată de teren pare a se rezolva.
aștept hotărârea de guvern, după care vom face pașii următori. Până un alta v-am spus hotărârea de Consiliul Județean. Sistemul de sănătate din Sibiu m-a preocupat întotdeauna și ca locuitor al Sibiului, nu mamă. Și cred că a fost primul lucru pe care l-ați făcut de când v-ați instalat la președinția Consiliului Județean. Vizită la Spitalul Județean Sibiu, pentru că acolo, semnalele pe care le aveam și primele petiții pe care le-am primit când am ajuns președintă a fost legat de Spitalul Județean Sibiu, condițiile de acolo. Ori, într-o clădire veche, oricât ai investi, nu poți să asiguri nici circuite funcționale, nu poți să asiguri nici protecția pentru aceste infecții intraspitalicești, sunt și nici atractivitate pentru medici ca să vină, să avem acoperite toate specialitățile, să avem personal auxiliar care... Cineva ne întreabă, cine va putea să aibă acces la acest spital? Bă, gândesc că e... Ori, fiind spital județean, va avea acces la acest spital orice locuitor al județului Sibiu, ca și până acum, plus cei care vor apela la serviciile acestui spital din afara județului. Avem foarte mulți adresabilitate și în Vâlcea și în Alba Iulia și fiind drumul, spitalul poziționat aproape de autostradă, aproape de aeroport, cu mai multe căi de acces înspre spital, este și din acest punct de vedere mult mai bine decât în interiorul orașului, care sunt în condiții de trafic. Ați văzut, la un moment dat, este blocat traficul în zona aceasta centrală. Riscul de a nu ajunge la termen, la timp, este foarte mare. Și apropo de această chestiune, vreau să vă spun că astăzi chiar vom avea o discuție și cu reprezentanții clinicii Polisano, care apelează la ajutorul nostru pentru a înființa un centru de infarct miocardic acut la clinica Polisano Sibiu. Știm că la acest moment cazurile de urgență pentru cei care au o astfel de urgență sunt tratate la Târgu Mureș. Omul practic vine la spitalul nostru de urgență cu elicopterul dacă obține avizul pentru decolare, da, sau cu ambulanța se transportează la Târgu Mureș. Foarte mulți pe parcursul acestui lucru. Ca un astfel de centru să funcționeze în locul actualului spitalului județean? Sau? Nu, deci acest centru, intenția este ca acest centru să funcționeze la Polisano, însă cu susținerea și a noastră, a Consiliului Județean, în sensul că ceea ce solicită de la noi clinica Polisano este doar acces la al doilea angiograf pentru a avea, a îndeplini condițiile legale prevăzute de legea 449/2015. Toate celelalte condiții prevăzute în articolul acela 23 sunt îndeplinite. Dar ei dețin doar un singur angiograf. Ori, dacă le închidem un parteneriat și le dăm acces la cel de-al doilea angiograf, ar închide acest cerc vicios, ca să spun așa, vieți omenești ar fi salvate, cheltuieli la banului public vor fi reduse, pentru că chiar dacă elicopterul plătește Ministerul Sănătății, urmă tot din banii noștri îl plătește. Și atunci eu cred că trebuie să avem așa întotdeauna o viziune de ansamblu și să gândim fiecare chestiune, chiar dacă nu ne afectează în mod direct ca și cheltuială în speță, sau să o avem în calcul și să... E practic, asta nu necesită nicio cheltuială plus din partea Consiliului Județean, dar un sprijin în primul rând omului asupra căruia se intervine în regim de urgență cu adevărat, pentru că se parcurge 120 de kilometri cu un infarct... Practic duce spre moarte sigur. Da, în majoritatea cazurilor acolo se ajunge. Și atunci, dacă avem persoane specializate, avem posibilitatea să facem lucrul acesta la Sibiu, eu voi fi de acord cu această propunere. Am rugat să participe la această întâlnire și managerul spitalului, directorul medical. Deci am putea să avem un centru de specialitate, exact cum e la Târgu Mureș, să-l avem în Sibiu. Să-l avem în Sibiu, cu finanțare de la Ministerul Sănătății, da? Și cu o susținere minimă din partea Consiliului. Ca să nu mai tărăgânăm așa de mult legat de Spitalul Județean, doar să ne spuneți cam când credeți dumneavoastră că am putea să avem un nou Spital Județean,
Și ce se va întâmpla cu actuala locație în momentul în care se va muta? Să știți că am participat, fiind un subiect care mă interesează, am participat la foarte multe întâlniri cu factori specializați în actul medical și dacă lucrurile merg așa cum îmi propun, eu cred că în 3 ani de zile am putea să începem efectiv șantierul. E cel mai important obiectiv al mandatului dumneavoastră? Da, este obiectivul pentru care am venit la discuția Consiliului Județean. Personal, asta mă interesează în primul rând pentru că este o nevoie acută în județul Sibiu. Deci undeva prin 2020 am putea să vorbim de un nou spital în Sibiu. Da. Ce se va întâmpla cu actualul spital județean? Deci actualul spital, clădirile actualului spital județean, vom analiza la momentul oportun ce vom face cu aceste clădiri, pot fi valorificate, deci avem o grămadă de soluții, nu? Că vom face ceea ce este mai bine să facem acolo. Inevitabil îmi vine în minte o întrebare legată, ați vizitat Spitalul Județean, ați fost foarte impresionată la momentul respectiv de lucrurile pe care le-ați găsit în neregulă. La nivel de conducere, credeți că manageriatul Spitalului Județean și-a îndeplinit cum trebuie atribuțiile sau vom asista și acolo la schimbări din punctul ăsta de vedere? Managerul Spitalului Județean se alege prin concurs. În decembrie, acest mandatul domnului manager va expira, va înceta. Vom organiza un nou concurs și vă asigur că ce ține de mine voi face ca acest concurs să fie corect, transparent și acolo să fie persoana care să asigure activitatea, o bună manageriere, ca să spun așa, activității spitalului. Da. Pentru că am promis celor care se uită că vom adresa întrebări și din rândul lor. Uitați, avem aici o întrebare legată de drumul județean care leagă Ciznădie de Sibiu, în care Ciznădie, acolo deja există o problemă urbanită. Cunosc această problemă, cunosc pentru că personal am luat contact cu ea și pentru că am fost și eu atenționată de locuitorii ai Sibiului, ai Ciznădiei despre acest aspect. Tocmai de aceea am inițiat la Consiliul Județean, în urmă cu 2 sau 3 săptămâni, știu exact, acum momentul la care am invitat la Consiliul Județean primarii unități administrative teritoriale care ar putea să aducă pe urmă o soluție temporară la această situație, pentru că la acest moment primăria Sibiu lucrează la un plan de mobilitate care are în vedere tocmai fluidizarea traficului atât la Ciznădie, cât și la spre Șelimă, la ieșirea spre Șelimă. Însă până atunci va trebui să se adopte niște soluții din astea așa mai de moment, mai urgente, ca să spun, să decongestionăm un pic traficul în zona respectivă. Așa și la acea întâlnire au participat pe lângă primari, arhitecții șefi ai localităților, ai primăriilor respective și reprezentanțe ai poliției rutiere. Soluțiile care s-au identificat în ședința despre care, în întâlnirea despre care v-am spus, au fost ca primăria Șelimbăr, Consiliul Local Șelimbăr, să adopte o hotărâre prin care să atribuie fonduri pentru a se asfalta un drum care să asigure dinspre Dedeman intrarea înspre calea Ciznădiei, doar că acolo, între acea prelungire a bulevardului Mihai Viteazu și calea drumul județean 106G, da, sunt teritorii administrative atât ale Șelimbărului cât și ale Ciznădiei. Și atunci, ambii primari care au fost prezenți au discutat, au identificat soluția, au fost după acea întâlnire chiar la fața locului împreună, s-au mai întâlnit odată și au găsit o soluție pentru ca parte dintre cei care folosesc deja 6100D să poată să acceadă și pe drumul, pe artera pe care ei urmează să o amenajeze.
practic să decongestioneze un pic intrarea în oraș dinspre calea Cisnăgiei, în zona Cireșiga, pentru că exact, acolo există, exact, acolo există blocaje foarte dimineața și urmează, se formează coloane. Da. Urma, poliția, cei de la poliția rutieră au mai venit cu o propunere care urma să fie analizată ca parte din traficul de acolo să fie orientat și spre calea Dumbrăvii, pe lângă școala de câini. Și urma să identificăm proprietarul pentru acces dinspre Cisnădioa. Da, da. Deci, până la urmă, soluția există, trebuie doar pus în practică. Exact, trebuie pus în practică. Și primarii localităților respective și-au asumat acest lucru și eu cred că, practic, și din partea lor există dorință să se facă acest lucru și sunt convinsă că vor face cu așa. Aeroportul Sibiu, o instituție foarte importantă aflată sub ordinea Consiliului Județean. Am avut parte în ultimii ani de o schimbare vădită în ceea ce privește strategia de atragere a companiilor low cost. Știu că ați participat de curând la o întâlnire în care, de la care v-ați întors poveste foarte bună, dar n-am descultat-o deloc, vis-a-vis de un master plan în care aeroportul Sibiu ar putea să beneficieze de investiții importante. Așa este, este un master plan aprobat de hotărâre de guvern. Lucrurile sunt foarte clare. Dintre aeroporturile regionale, Sibiul și, nu mai știu, parcă Sibiu, dar sunt două aeroporturi regionale care beneficiază de bani pe acest master plan. Sibiu pentru dezvoltare primește 38 de milioane de euro. Ce s-ar putea face cu acești bani? Există o În primul rând, terminalul va fi mărit, pentru că avem un plan a aduce noi operatori pe aeroportul din Sibiu. Noi operatori înseamnă trafic mai mare și atunci mărirea terminalului. Există șanse. De asemenea, da, există șanse. Acolo s-au purtat discuții și cu operatori. Doar că aceste tratative sunt confidențiale până la și aș vrea să păstrăm confidențialitatea. Sau măcar despre dacă la anul viitor vom avea destinații. Din discuțiile pe care le-am purtat cu aceștia, anul viitor vom avea și destinații noi. Și securitatea, aparatură și investiții pentru a asigura securitatea aeroportului, iarăși intră în această sumă. Se mai poate extinde acel terminal? Există o variantă? Există variante și se poate face extinderea acestui terminal. Este chiar necesar. Ce urmează în 2017 pentru dumneavoastră? Ce obiective importante aveți și ce proiecte noi sau în derulare le veți finaliza sau le veți demara? Știți cum, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte ușor de citit, pentru că ceea ce mi-am propus... Nu porniți multe lucruri, deci... Ceea ce mi-am propus, vreau să duc la bun final și atunci continuăm cu acest proiect cu spitalul. Un alt obiectiv pe care mi l-am propus a fost profesionalizarea aparatului administrativ și facem pași în această direcție, am început și acest lucru. Am vorbit despre dezvoltarea turismului. Deja am avut o întâlnire cu președintele de la Consiliul Județean Argeș, cu domnul Manu. Este o dezvoltare a zonei Bâlia, este strâns legată de dezvoltarea și zonei din partea de pe versantul de dincolo de Râmniți. Da, dintre colegii mei să spunea de după tunel. Așa este. Am avut surpriza să găsesc un om deschis dialogului, un om care are aceleași intenții ca și noi de a dezvolta acea zonă, care nu este exploatată absolut deloc, pentru că stăm și ne uităm la toate prezentările astea ale țării, vorbim de Transfăgărășan, nimeni nu se schimbă, nimeni nu investește și atunci ne gândim să pornim acest lucru împreună, să încheiem un acord de parteneriat inițial de principiu, pentru că la acest moment înțelegerea este între cei doi președinți. Vom veni la un consiliu de județene
cu acest acord de parteneriat, pentru ca să fie îmbrățișat și de colegii, de toate partidele politice, este un proiect care nu se va finaliza într-un mandat, nu? Și atunci trebuie să ne asigurăm că, indiferent de cine va accede la conducerea județului, proiectul va fi derulat în continuare. Ați adus în discuție turismul și vă adresez așa, ca de final, două întrebări. Sibiu, regiune gastronomică 2019, ce înseamnă și cum veți pune pe picioare acest proiect? Adică, ce? Există foarte mult interes din punctul ăsta de vedere. A fost desemnat Sibiu ca regiune gastronomică în 2019, dar ce înseamnă lucrul acesta? Ce se schimbă? Noi ne propunem ca acest lucru să însemne pentru județul Sibiu ceea ce a însemnat pentru municipiul Sibiu, Sibiu Capitală Culturală, în anul 2007. Știm cum va fi o agendă? În concret, una dintre măsurile pe care le vom lua imediat și de imediat aplicare va fi ca pe agenda culturală, pe noua reglementare a agendei culturale, proiectele care au o tentă gastronomică, proiectele prin care se propun în concret măsuri pentru a care să vină în întâmpinarea acestui an 2019, să aibă un punctaj mai bun și să fie susținute cu precădere. Deci, practic, proiectele gastronomice vor beneficia de o atenție și o susținere mai importantă decât... Așa este, pentru că trebuie să ne pregătim. Din momentul în care am fost desemnat, trebuie să începem să facem primii pași mărunți și siguri, da? Pas cu pas ajungem în 2019 să exploatăm la maxim agenda aceasta proiect. Va fi una comună cu primăria Sibiu sau va fi o agendă strict doar pentru... Mă bucur că ați adus în discuție acest subiect. Acest proiect privește nu numai Consiliul Județean, privește și Primăria Sibiu, parteneri sunt și cei de la Primăria Mediaș, Universitatea Lucian Blaga, Camera de Comerț și Industrie. Bineînțeles că ne vom coordona activitățile în așa fel încât să fie de eficiență maximă și mă bucur că există colaborare între aceste entități, pentru că fără colaborare și dialog între instituțiile statului nu reușim să facem absolut nimic. Am avut experiențe în trecut, negative din acest punct de vedere. Chiar îmi doresc să oamenii să simtă că atunci când se lucrează împreună, se face echipă, toată lumea atrage în aceeași direcție, rezultatele sunt palpabile. Poate așa reușim un pic să ne adunăm și noi, că la un moment dat așa am avut impresia că am reușit să devenim un pic egoiști, parcă mai atenți la interesul nostru personal și mai puțin atenți la interesul cetățeanului. Încerc prin toate acțiunile mele să caut să-i aduc și pe cetățeni alături de administrația publică, să ne susțină proiectele, pentru că până la urmă este în interesul și o deschidere din punctul ăsta de vedere, pentru că la unele instituții în ultimii ani ușile parcă au fost un pic închise. Ce nu teoretic, doar așa, există o perdea virtuală, să spunem, din punctul ăsta de vedere. Eu chiar cred în comunicare, în dialog și cred că de la cetățeni putem să luăm multe soluții bune. Și să știți că în aceste audiențe pe care le-am în calitate de președinte al Consiliului Județean, au venit oameni care au venit cu idei și cu propuneri de proiecte și pe care le-am luat, le-am analizat și... Idei de care o să țineți cont, nu? Absolut, absolut. Vă mulțumim frumos că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Mai erau întrebări. Cam multă lume întreabă de drumuri, de căi de acces. Multe nu țin de Consiliul Județean. Ce-a fost pentru Consiliul Județean? Noi am mărit bugetul care a fost alocat pentru drumurile județene, pentru că eu cred că infrastructura trebuie asigurată și un județ care se respectă are și drumuri bune. Și în fiecare ședință aproape, din 4 ședințe, 2 ședințe, am mărit bugetul alocat pentru drumuri județene. Avem o preocupare și pentru sport. Și pentru că în sala Transilvania se desfășoară activități sportive, ne-am asigurat că nu pățim cum ceea ce s-a întâmplat cu Casa de Cultura Sindicatelor să fie închisă, că nu îndeplinește condițiile
societatea de ISU, am alocat 1.000.000 de lei pentru a îndeplini condițiile acestea și a ne asigura că funcționează și că oamenii sunt în siguranță acolo. Ați pus în discuție sportul, inevitabil în zboare, gândul la sala Transilvania, veți încerca să schimbați acolo anumite lucruri, pentru că, nu știu, eu zic din păcate, un obiectiv care e dedicat sportului s-a transformat un pic și în altceva. Adică echipa de basket CSU-ul de Sibiu are de suferit în acest punct de vedere din cauza expozițiilor și evenimentelor de altă natură nu sportivă care au loc acolo. Credeți că ați putea să faceți ceva din punctul ăsta de vedere? Deja am avut întâlnire cu reprezentanții CSU și cu directorul casei Sfântului Transilvania. Am stabilit niște chestiuni de principiu cu toții. Sala Transilvania este o sală pentru sport și, în principal, activitățile sportive trebuie să se derulează acolo, să aibă prioritate. Și atunci nu vom interveni în agenda de meci a nici a lui CSU, nici a altă echipă, mai da, de ham, da, absolut. Pe de altă parte, sala Transilvania trebuie oarecum să se și susțină într-o anumită măsură. Și atunci, acele contracte care cu adevărat sunt, aduc, profitabile. Sunt profitabile și aduc sume serioase de bani cu care să se contribuie la susținerea sălii, acelea nu o să le dăm deoparte și o să le întâlnim în continuare. Dar acestea sunt câteva, da? Nu pietează asupra activității sportive și trebuie foarte bine reglementat acest lucru și l-am stabilit foarte clar, sper să ne ținem, să se țină toată lumea de cuvânt. De aici am plecat, înțeles, și toată lumea a fost de acord cu principiile stabilite. Deci prioritate să aibă sportul, pentru că până la urmă s-a prioritate să aibă sportul, da. Pentru asta este sala. Nu mă mai întreb de piața țărănească, am văzut că ați găsit soluția acolo. A stat de vorbă și cu producătorii. Da, avem un grup de lucru, oamenii sunt foarte activi, avem un grup de lucru al producătorilor. Vom găsi cu adevărat producători de la 1 ianuarie? Vom găsi producătorii pentru care s-a reglementat această piață, adică da? Mici producători locali, da, care își vor expune produsele fără să poată fi înlăturați și dați deoparte de comercianți care aduc marfă de la metro, care pot să expună și să-și permită să plătească o taxă într-o piață, pentru că această piață a fost creată pentru a-i sprijini pe mici producători și a ajuta să crească. În viitor vrem să avem cât mai multe produse adevărate, agricole, nu produse aduse din hipermarketuri. Astea le putem lua de acolo. Și acum, la Consiliul Județean, este grupul de lucru făcut la nivel de Consiliul Județean, care stabilește, care are stabilit un timing pentru fiecare activitate, astfel încât la 1 ianuarie să intrăm în noua piață. Rămâne cu locația, rămâne acolo? Nu va fi în fața Piaței Transilvania, pentru că și ăsta este un aspect care nu este în regulă, da. Și foarte multă lume. Bine, părerile sunt împărțite, acum fiecare funcție de interes. Însă, sala Transilvania este o sală a sporturilor. În lateral și în spatele sălii se poate amenaja foarte frumos și în condiții decente, un spațiu generos. Vorbim de zona dinspre facultatea de dinspre facultatea de drept. Da. Am înțeles. Vă mulțumim mult de tot că ați acceptat invitația noastră. Deja am epuizat multe lucruri, am aflat lucruri interesante. Vom avea un spital județean nou, într-o zonă nouă și ăsta e un proiect care merită urmărit în timp. Și vom avea și investiții pe care toată lumea le așteaptă, și la aeroport, și în drumuri, lucruri bune. Sperăm să rămână așa în continuare. Vă mulțumim mult că ați acceptat încă o dată invitația noastră și o să ne mai întoarcem să vedem ce s-a făcut și ce urmează să mai fie făcut. Încă o dată vă mulțumim.